Peste 200.000 de craioveni și-au petrecut noaptea în frig după ce Complexul Energetic Oltenia a anunțat că are o avarie majoră la cazanele termocentralei 2 din oraș. Mai grav este că reprezentanții companiei spun că agentul termic nu va putea fi furnizat timp de 2 zile, așa că 3/4 dintre craioveni vor avea caloriferele înghețate. Termocraiova poate asigura căldură doar către cei care sunt racordați la cele 26 de centrale termice care funcționează pe gaz și nu sunt afectate de furnizarea agentului primar de la Complexul Energetic Oltenia. Vorbim de numai câteva mii de craioveni. Pentru restul orașului nu putem să facem nimic, a declarat Lorena Nicolăiță, administratorul special al Termocraiova pentru ziarul de craiova.ro. Afectate sunt școlile și grădinițele, dar și spitalele din oraș, racordate la sistemul de termoficare. Așa că managerii acestor instituții au găsit soluții de avarie. Acum, la această oră, este rece, însă de dimineață, când am venit la grădiniță, erau calde. Pentru acest lucru, noi ne-am organizat împreună cu părinții, prin Asociația Părinților, să achiziționăm pentru a preveni frigul din clase, calorifere electrică. Am fost informat de educatoarea grădiniței că s-a oprit căldura și pentru binele celor mici ar fi bine dacă cumpăram un calorifer sau două. Și m-am oferit, am avut timpul necesar. Am oferit și am achiziționat 2 calorifere din banii grăniței, normal. Asociație. Sperăm să se rezolve în cel mai scurt timp. Este foarte frig și nu e normal ce se întâmplă. Mai ales într-o grădiniță, mai ales copiii, până la prânz, până după amiază, la grădiniță, nu e normal. Și la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova s-au luat măsuri pentru ca pacienții să nu sufere de frig în saloane. E frig? Nu, e mai vreți o pătură? Ați primit suplimentar, da? Și o pătură. Dacă aveți nevoie, le folosiți. Fiecare pat are 2 pături, mai avem, dacă mai este nevoie, caloriferul electric funcționează. Cel puțin la nivelul spitalului nostru nu ne confruntăm cu această problemă decât într-o singură clădire, la care beneficiem de climatizare la 2 din cele 6 etaje, de prezența aerilor condiționate în secția de terapie intensivă, motiv pentru care nu ne confruntăm cu probleme decât la 2 secții de boli infecțioase adulți, unde ne-am organizat și avem calorifere electrice băgate în priză, care funcționează după un program pentru a nu supra-solicita rețeaua electrică a spitalului. Reprezentanții primăriei spun că sunt foarte nemulțumiți pentru că este a 3-a avarie care se produce la Complexul Energetic în ultimele 2 luni. Din păcate, este inacceptabil pentru că în decurs de 2 luni avem de 3 ori o avarie la acest cazan. Avarie care spun dumnealor că până diseară se va remedia, să sperăm că așa este, pentru că cetățenii nu pot să stea în frig, aproximativ 200.000 de cetățeni, printre care sunt și eu, pentru că și eu sunt acordat la sistemul de termoficare. Stăm fără căldură și nu este normal în timpul iernii să se întâmple acest eveniment neplăcut. În următoarele 2 zile, meteorologii au anunțat maxime ce nu depășesc 2 grade în timpul zilei, iar temperatura resimțită poate fi chiar și de -6 grade în cursul nopții și al dimineții.